Bun, ne-am dat părul jos de peste tot și acum facem frumos, nu? Ești pregătită? Pentru că profesoara de canto a vedetelor este lângă noi și s-a lansat în muzică. Maria Simion a colaborat la primul ei single cu un tânăr artist, Cozy. Aflăm acum totul despre piesa lor. Bine ați venit! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Deci trebuie să facem frumos, da? Să ne dăm examenul de canto. Ia, eu sunt răgușit, azi nu pot. Dar data problemă. Viitoare cu siguranță, da? Dar te așteptăm la noi la școală, la Tralala School, sigur, așa că putem că să rezolvăm problema. Voi așteptați-mă, vă așteptați-mă că eu vin. Chiarie în continuu răcit. Da, Cosi, de când ne-am văzut ultima dată, ce ai făcut? Păi am scos videoclipul totodată și debutul Mariei pe canalul acesta la Simți, la piesa Înger, și începe să crească și tot feedback-ul e bun, e marfă. Chiar ieri am scos un clip cu Mircea Eremia, tot așa, pe canalul acesta la Simți, Plec Eu se numește. Bravo. Și da, totul e ok, facem muzică, nu ne oprim. Bun, și când ți-ai luat parteneră de piesă, o profesoară de canto, cum e? Ea m-a luat pe mine. În fine, da, greutate de partea ta, că totuși... Păi cum e, totul a decurs foarte natural și foarte rapid. Când există chimie între artiști, automat toate lucrurile merg bine și, na, e final fericit. Piesă de debut, da? Piesă de debut compusă de Melina, cred că o cunoașteți, da. Toată țara o cunoaște. Melina, prietena mea și asociata mea de la școala de muzică pe care o avem împreună, mi-a făcut această minunată piesă, pentru mine este minunată. Și mesajul piesei este fata părăsită, care în cel mai crâncent moment de suferință primește un înger de acolo de sus, care o ajută să treacă peste. Și în cazul suferința. Vostru, tu ești suferind, dar Cozi e îngerul, nu? Nu. Ne-am uitat alibile acasă în videoclip. Nu. E că se poate declara îngerul că... este acel bărbat care vine și o salvează. Eu sunt naratoare, Cozi este narator. Povestim despre acea fată și suferința ei. Și... Da, punem problema asta în... practic am vorbit despre ca și cum ar fi dacă ar fi. Oricum e destul de comun să întâmplă asta destul de des în ziua de azi și na, vedem peste tot. Deci na. În legătură cu muzica de foarte mult timp, de ce abia acum piesa de debut? Sincer, nu am avut niciodată gândul să mă lansez, dar am fost încurajată foarte mult de Melina și de elevii mei care m-au întrebat de ce nu fac acest lucru și am decis totuși să-mi iau inima în dinți, să ies din spatele multor artiști de a căror imagine vocală m-am ocupat până acum. Dă-ne câteva nume, că suntem curioși, că tot am zis profesoara de canto a vedetelor, acum să nu-ți gândim că mințim. Păi nu mint, nu mint. Nu, că nu mint eu, că i-am zis. Jay-Z? Nu, nici chiar așa. Eu predau din 2005, deci prin mâinile mele a trecut și Corina și Anca Badiu și trupa B3 care a existat odată și Matias și Carmen Simionescu și Ianca și mulți alții, Caira și alte nume pe care nici nu mi le mai amintesc. Da, e important că ai făcut treabă bună cu ei. Foarte bună, cred eu. Cât de aspru ești cu colegul de piesă? Nu sunt aspră. Să știți că eu apreciez orice sunet scos frumos, corect. Da, păi la stai, așa. Stai să mă pun să scând ceva, da? Să vedem nu-i ce scapă. Apreciez. Mi-a spus că atunci când a auzit piesa, a tras în 10 minute vocele în studio, deci este foarte talentat. Deci nu i-a scăpat niciun a, e, mai aiurea? Nu i-a scăpat. Nu, nu? Și dacă îi scapă, ce se întâmplă? Ești rea? Ca profesoară, nu, sunt rea, nu. Elevii mei chiar știu lucrul ăsta, nu sunt rea, dar sunt perseverentă și exigentă într-o oarecare măsură. Să știi că poate vin și eu să văd dacă cumva așa printre... Cineva a auzit cum plânge.
aud. Mai știi când ai cunoscut-o? Hai că te laud. Cum ai scăpat-o tu din ghearele fostului? Ar fi zis săraca fată că-i mâna destinului. Și era praf atunci, avea moralul jos. Ți-amintești cum izbucnea și plângea din nimic, era lost. Dar zâmbetele tale au întors-o pe dos și parcă are devenit iarăși un om frumos. Da, și-a pus încrederea acolo, în sufletul tău care col urma să fie mai încolo. Pe cine minți? Ești un excrop, tu nu simți. Vorbele frumoase îți dansează pântre dinți. Dar show-ul tău e pe sfârșit și ea e bine. Astăzi alte zâmbete o vindecă de tine. Acum tu ești fostul, felicitări și tare. Omul bun de lângă ea a scăpat-o din ghearele tale. Cine v-a auzit cum plânge, a trimis un înger să te scoate pe tine din inima ei. Nu știi ce mult îi cer. Plânge, a trimis un înger să te scoate pe tine din inima ei. Nu știi ce mult îi cer. E foarte mișto. Mulțumim, mulțumim frumos. Foarte tare, și prezența, și vocea, și bravo, felicitări, ne place. Mulțumim. Deși Maria Catina aș putea să cânt, ca tine nu. Eu am falsat. Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult. Mulțumim și noi. Mulțumim frumos, vă mai așteptăm.